Virgil este unul dintre cei mai cunoscuți hairstyliști din București, fiind frizerul preferat al fotbaliștilor. Acesta a devenit viral pe internet. Află și tu care este motivul. Cu o afacere de aproape 10 ani în capitală, pornită de la zero, acesta a decis să tundă gratis persoanele greu încercate, iar inițiativa s-a viralizat instantaneu în mediul online. Salut! Ai vrea să-ți fac o tunsoare gratuită din partea mea? Aceasta este întrebarea pe care Virgil Boldor o pune atunci când iese pe stradă și vrea să facă bine. Inițiativa lui a început în urmă cu o săptămână, iar până acum a tuns deja 3 persoane ale străzii, fiecare cu adevărate povești de viață. Am fost tapițer tâmplar, acum fac pe Moș Crăciun. Primul domn cu care a început serialul și care a acceptat să fie tuns într-o frizerie modernă are 73 de ani. Am crescut la casa de copii și nu mi-am cunoscut niciodată părinții. M-am trezit printre alți copii, am fost tapițer de mobilă, tâmplar. Acum oamenii mă judecă altfel, dar eu nu iau în seamă. O să vă rog să nu-mi scuturați părul prea mult, pentru că îmi fac programul pentru sărbătorile de iarnă ca Moș Crăciun. I-a transmis domnul. A doua persoană care a acceptat și a zis, e o bucurie mare să mă tunzi, a fost Ștefănuț. Relatează mesajul.ro.